Salut, sunt Casia de la snobles.ro, blogul consumatorilor informați și responsabili. Și dacă îți pasă ce dai, urmărește-mă. Astăzi deschid o miniserie de vreo 3 mini, micro sau super micro episoade dedicate degustării berii. Cu alte cuvinte, capitolul mare se numește Cum se degustă berea. Altfel spus, cum se savurează berea, mai corect, da? Și înainte de a degusta propriu-zis berea, există niște condiții elementare. Țineți minte că înainte de servirea unei beri, mai ales dacă este la sticlă sau la PET, adică la plastic, la sticlă de plastic, cum zic unii, sau la doză, adică la cutie, este foarte necesară ca berea să se odihnească în ghilimele, adică să nu fie agitată, să nu vină după o chestie legată de lucru mecanic, cu alte cuvinte, să fie deplasată și să fie mult prea agitată. Un alt lucru, mai ales la sticle, e bine să fie ca această odihnă să se întâmple la umbră sau undeva în beci sau în frigider, la întuneric, da? Pe lângă chestia asta este extrem de importantă temperatura. Temperatura întotdeauna e bine să fie cunoscută, citiți ce scrie de obicei pe etichete, dar de obicei berile se servesc reci, da? Mai sunt și beri care se servesc calde. Cu alte cuvinte, uitați-vă încă o dată pe etichetă. 3. Vă spuneam că e foarte important locul, dacă se întâmplă să se organizeze o degustare, locul trebuie să fie aerisit, iar încăperea să nu aibă mirosul de mucegai sau mai știu eu ce alte trăznări, fără fum de țigară sau orice alte mirosuri neplăcute, da? Sau plăcute, da? Aditive. Așa? Și foarte important este factorul uman, cu alte cuvinte, pregătirea degustătorului. Una dintre condiții, chiar dacă omul este bine pregătit, este însă să aibă și ceea ce spunem noi gura neutră. Cu alte cuvinte, să nu fi mâncat prea devreme, adică prea repede înainte de degustare altceva, să rămână cu impresia propriu-zisă a mâncării, sau să nu fi degustat alte alcooluri care să lase din nou o altă senzație gustativă. Da? Și sigur, parte din toată povestea asta este neutralizarea cu apa, adică este foarte important, mai ales între înghițituri, ca degustătorul să își clătească, să-și hidrateze constant corpul și sigur gura. Da? Nota bene, acum ajung de fapt să intru în problemă. Termenul propriu-zis pentru savurare în românește e un pic mai imprecis. Termenul englez, terminologia engleză vorbește de flavor, care este o componentă complexă legată de miros plus gust și postgust, adică unii spun retrogust sau evoluția gustului. Și toate aceste elemente dau o impresie finală și sigur asta înseamnă de fapt savoare, da? Și contează foarte mult și ambientul, asta nu o să mă ocup de această problemă. Așadar, în acest episod o să vă spun faptul că există de fapt cele trei examene, examenul vizual, examenul olfactiv, mirosul, respectiv examenul gustativ, gustul și postgustul, și noi o să ne ocupăm acum de partea examenului vizual, da? Urmând ca episodul următor să vorbesc despre examenul olfactiv. Așadar, trebuie spus foarte explicat faptul că în ceea ce privește culoarea, berile capătă culoare tocmai de la prăjirea malțului. Ori, această prăjire a malțului are niște scale de măsurare care se numesc Standard Reference Method sau SRM, ca să fiu mai precis. Da? Și acum o să vi le iau pe cele vreo 8 categorii care sunt grupate și o să vă spun inclusiv tehnicist cât înseamnă scala asta. Așadar, berile de tip galben deschis, lager, au 2,5 SRM. 2. Berile blonde strălucitoare de tip Pilsner au între 2,5 și 4 SRM. Da? 3. Berile blonde, blânde, mai moi, Weizen, da, au între 3,5 și 5 SRM. Cele chihilimbarii tulburi însă, da, de tip cam cum sunt Weizen nefiltrate, au între 3 și 10 SRM. Da?
5, e vorba de cele chihlibarii roșietice sau cele dublu înalțate, au undeva între 12 și 30 SRN, 6 merge pe berile arămii sau cele de tip deschis pale ale, între 6 și 12 SRM, care conțin de fapt și chihlibariu portocaliu sau cele maroniu aproape închise. Da? Ne apropiem însă de final, vedem că sunt berile brune de tip trapist de abație și Doppelbock, care sunt între 12 și 30 SRM. Da? Și apoteotic sunt berile brune închise și cele de tip negre, cunoscute sub numele de tip bird, de tip stout sau porter, care numără minimum 30 de SRM și pot să meargă și mai sus. Da? Un al doilea lucru după acest grilă de culoare se referă la claritate. Și există și aici o tipologie în care, practic, sunt în termen dual, sunt beri clare și, sigur, berile tulburi. După care, o să mă refer tot la examenul vizual, în partea a treia se numește evaluarea spumei. Dacă este rară și nediferențiată, este specifică berilor de tip L și celelalte cremoase și compacte sunt, mă rog, specifice celor berilor de tip stout. Cam asta am vrut să vă spun despre examenul vizual al berilor. Până data viitoare o să vă rog să-mi dați un subscribe, like, un share și în cazul în care aveți alte sugestii, acestea sunt mai mult decât binevenite. Nu uitați, până data viitoare e foarte important ce cât și cum vezi, pentru că snoblezi să obligi. Așadar, până data viitoare, numai bine.